Salutare, dragii mei, și bine am regăsit la un episod din seara de Minecraft Let's Play. Nu se duce odată, așa, să mai mergem și în sus. Stăteam și eu aici, mă relaxam, făceam uh, un duș fierbinte. Ah, ce, ce îmbietorie. Bun, dragilor, suntem la ferma de șulcare. Am stat între episoade a fecat la ferma de șulcare destul de mult. Am, am și murit o dar nu mai contează, ne prefacem că nu știm asta. Am uitat că trebuie să ies pe sus. Da, deci cum spuneam, am stat puțin pe aici, nu prea mult, doar puțin, da? Uh, hai să le lăsăm aici, încă un trofeu. Da, am stat destul de mult aici, de fapt, și am uh, am și murit orată, dar nu mai contează. Uh, am descoperit cam ce trebuie făcut ca să nu mor, chiar dacă eu am regeneration. Uh, tot este o problemă în faptul că nu mănânc, pentru că... Când îmi dă damage, mâncarea mă mișcă puțin și ies din apa respectivă. Cred că asta este problema din ce am testat eu. Așa că mi-am blocat butonul ca să mănânc în continuu. Ceea ce pare a funcționa mult mai bine. Dar, în principal, cam asta este ideea. Pe de altă parte, am mai descoperit că uneori, parcă, parcă, mă mai duc totuși într-o parte când stau cu clicul apăsat. Dar, oricum, dacă stau așa pe lângă ea și o păzesc, cum am făcut zilele trecut, mă rog, ieri, de fapt. Ieri am stat aici și m-am... Ducat puțin printre picături cât învățam pentru examen. Mă bucur, vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru toată susținerea de la episodul pe care l-am postat acum vreo săptămână sau ceva. Foarte mulți dintre voi v-ați bucurat că nu am murit, că încă exist și că revenim pe canal așa mai rar. mi a spus mulți dintre voi că preferați un episod pe săptămână decât niciunul. Da, și o să, o să, încercăm. Bine, acum, în perioada asta, e posibil să nu prea apară până pe la finalul lui iunie, pentru că să am examene. Ieri v-am zis să învățam pentru examen, după aia mai luam o pauză jumătate de oră, mă mai jucam Minecraft. Dar am reușit printre picături să fac niște lucruri. Și acum o să vă întrebați, dar de ce ai nevoie de atât de multe șulcăre? Pentru că e momentul să schimbăm totul. La ce mă refer, vreau să schimbăm cam toate, mă rog, chiar toate, dar majoritatea sistemelor de stocare de la majoritatea fermelor din sau de pe harta noastră. Adică, nu asta. vorbim noi și despre asta, am uh, o idee interesantă despre asta, dar vreau să facem multe, multe șulcăre și de ce le facem? Ei bine, haideți să vă arăt ce a mai făcut Dragonel of camera pentru că, mă o să încerc să mai joc o camera când mai am câte eu un mic timp liber. Nu pot să filmez chiar tot timpul când am timp liber, dar, în principal, dacă e și vreau să mă relaxez puțin, pot să mă joc puțin. Ca să mai facem progres în episoade. Și, hai să ne uităm un pic aici. De unde am atât de multe minecarturi? De ce am atât de mult gunpowder pe aici? Atât de multă lână? Foarte multă lână. Ok, și mai mult gunpowder, nu mai avea loc în celelalte. Și dacă ne ducem noi pe aici, ia să vedem dacă încă mai sunt. Pam, pam, pam. Ia uite-le. Gunpowder, oase, mai multe oase, zahăr. Ah, vreau să vă arăt o chestie despre oase. Am uh, trișat puțin, ca să nu mă întrebați. Uh, cred că o să scot, dar am avut nevoie să craftez foarte, foarte multe bone blocuri. Ia uitați-vă câte bone blocuri avem. Și lua atât de mult timp, atât de mult timp lua să le craftez, încât am făcut asta. Hmm. Uh, sper că nu o să vă criticați foarte tare. Ba chiar am făcut și așa, ca să meargă și mai repede. Sper că nu o să mă criticați foarte tare că am făcut asta. Uh, am pus un data pack. Acum uh, ceva timp. Dacă nu uit, o să vă las link în descriere. Dacă am uitat, vă rog să mi amintiți. Dar am făcut acum ceva timp un episod în care v-am arătat o platformă unde puteți să vă faceți data pack-uri pentru Minecraft fără să scrieți niciun cod, pur și simplu intrati acolo și vă faceți data pack -ul. foarte frumos cu imagini. Și am văzut că multora dintre voi v-a plăcut, băi, dar eu aveam pe aici niște cutii, unde sunt? A, aici. Așa, în cuferele astea. Bun. Ei. Cu aceste lucruri o să mergem într un loc special. Anume vrem să ne ducem la Whole Base. La baza din groapă, unde este și fabrica de vrăjitoare. Oh, 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 stai, 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 stai. Am, am, am spus fabrică de vrăjitoare. Am vrut să spun noua și îmbunătățita fabrică de vrăjitoare. Ha, ha. Ia uitați-vă aici. E? Cum arată? Arată bine? Da, am stat în acele momente libere, am stat între episoade se construiesc asta, că doar nu era să o construiesc pe filmare și acum avem, show, avem filere la fabrica de vrăjitoare. Pentru că mi-am dat seama că nu mai vroiam sub nicio formă să stau tot timpul să adaug minecarturi cu cesturi aici. Așa că am făcut shulker filler pentru absolut fiecare item. Deja avem un, un shulker plin cu gunpowder. Toate resursele de aici, toate, în afară de acestea de aici, de asta aveam atât de multă lână, pentru că am făcut toată sfoara în lână, aveam prea multă sfoară, am și aruncat multă din ea pentru că era pur și simplu prea mult. Dar am decis să păstrez și săgețile pentru că am un proiect interesant la care să folosesc săgeți. Înainte nu le păstram, dar acum le voi păstra și în sfârșit pot să stau la fermă puțin mai relaxat. O să vă arăt imediat ce sisteme am făcut pentru că sunt foarte drăguțe. Unde ar mai trebui să punem? Trebuie să punem în primul și în primul rând la astea care se care se umplă foarte repede Gen Rotten Flash Aici tot uit să aduc mai multe item frame-uri Tot timpul uit Dar le voi aduce imediat Și chiar dacă plouă Ne place ploaia Nu în Minecraft, dar totuși ne place Vreau să... Am venit aici ca să vă arăt cum se fac sistemele respective O să facem așa foarte, foarte repede De fapt știți ce? O să fac un tutorial Cel mai bine Asta o să facem. Avem nevoie de niște piele, aș putea să mă duc și în sistemul meu de sortare, dar vreau să trecem un pic pe la aceste ferme pe care le avem, ca să vedem dacă ar trebui să facem ceea ce am făcut și la fabrica de vrăjitoare. De asemenea, dragilor, îmi pare rău dacă vocea mea se cam îngroașă, mă doare puțin gâtul. Și filmez și puțin în grabă pentru că peste câteva ore voi pleca, pentru că mâine am primul examen. Uh, eu acum sunt acasă, de asta pot să filmez. Bun, revenind. Deci, la ferma de gold, aici avem un sistem care nu folosește șulcare pentru nuggets, m-am gândit să mă folosesc de un sistem cu șulcăre, dar nu cred că vreau, pentru că este mai bine așa, fiindcă pot pur și simplu să vin să sparg toate astea și apoi să le fac în blocuri, să fie împrăștiate pe jos, decât să mă chinui cu șulcărele să tot scot din șulcăre, cred că e mai rapid așa. Deci s-ar putea aici să vreau să las așa, cred că, cred că de asta am și făcut așa, cred că de asta n-am făcut șulcăre. Dar aici la în Flash ne trebuie șulcări, aici este ok, nu trebuie neapărat modificat, dar nu este chiar cel mai deștept sistem, nu prea, nu știu, nu pot să accesez șulcările de aici. Și asta mă supără foarte tare. Deci s-ar putea să îl modific puțin, iar la săbi este ok pentru că este o cantitate semnificativă, dar destul de mică de, de aur în plus. Deci nu avem nevoie de șulcări ca să stocăm aurul acesta. Hai să vedem dacă este ok totul aici. Nu prea... <laughs> Dar ce ziceți de Marele Aurier, îl mai țineți minte? E bine, aici este în mare parte ok, este în mare parte ok, numai că vedeți că am dus cutiile cam jos, nu prea mi-a plăcut treaba asta, acum că stau să mă gândesc. Dar este ok în mare parte, aurul e bine, aur oricum nu primim din ce am observat, deci chiar pot să înlătur rândul ăsta de tot. Dar pot să-l las totuși că poate în alte update-uri poate vor schimba și o să primesc și lingouri. De asta nu prea vreau să dărâm acest rând de cutii. În schimb, Aici este ok, pentru că dacă stau să mă gândesc, nu cred că, cum v-am zis și partea cealaltă, nu prea aș vrea să le, fac, să le pun în șulcăre. Ei, aici, în schimb, dragilor, la Rotten Flash nu știu dacă să fac șulcăre. Nu prea aș vrea să fac, pentru că eu acest Rotten Flash nu prea îl duc acasă, ci îl vând direct aici la sătenii mei dragi. Deci asta este strategia pe care o... Oh my God! Oh my God! Oh my god. Da, cam așa se de când moare o, o fantomă pe aici. Da. Deci nu prea aș vrea să fac treaba asta pentru că momentan o dată în pot să-l vând direct acolo sus. Deci nu, nu prea vreau să-l duc acasă. Deci cred că fabrica asta momentan nu va fi modificată. Dar cine știe ce idei mai vin. Dar un lucru ce probabil ar trebui modificat. Oh my god, asta arată bine. Deci n-am mai fost pe aici de atâta timp. Am și uitat cât de frumos arată. Nu știu sigur aici la ăștia dacă să fac cu șulcare. Este bine până acum, adică sunt, e foarte mult spațiu, îmi place cum arată camera asta, îmi place foarte mult, dar aș putea, cred că am suficient spațiu în sus, cât să o modific ca să pot să o fac cu șulcăre. Și practic o să schimbăm puțin designul aici, nu o să mai fie un rând de 5 cutii, ci o să fie o singură cutie și o să vină sistemul. Am putea face treaba asta, nu știu. Uh, nu prea aș vrea să mai mut sistemul acesta, adică aici este baza din Nether, Arată foarte bine. În fine, revenind. Deci, asta ne place foarte mult. Ia uite-l, ia uite-l unde stă. Bun, deci ăsta nu știu dacă se va schimba. <coughs> pentru că momentan îmi place. Dar posibil, posibil pe viitor. Am venit să luăm niște piele. Ia să vedem, ia uite câtă piele avem. Bun, vreau un stec de piele. Bună dimineața. Cum era? Bună dimineața, la moș ajun, nu? Hmm. Bun. Deci, ne-am întors, acum putem să ne craftăm și evident că o să folosim direct bețele de aici, nu cred că avem suficient, îmi place foarte mult la sistemul acesta. Am uitat să vă zic, probabil că o să duceți în comentarii să vă arăt cum se face, o să fac un tutorial. Nu știu exact când, o să încerc cât mai de curând, dar o să fac, promit. Deci, o să încerc până săptămâna viitoare să apară un tutorial cu acest. mă gândeam să vi-l arăt chiar în acest episod, dar sunt sigur că mulți dintre voi ați vrea un tutorial separat, pentru că așa a fost întotdeauna. Așa că așa o să facem. Mai am bețe pe aici, nu cred că mai am, nu? Cred că am golit cam tot ce se sorta. Astea sunt prismari... Astea sunt blocurile de prismarin pentru design. A, da, am uitat să vă zic. Prismarinul s-a întors, dragilor. Hehe. He. Um, am refăcut designul. Hai să punem mai mult accent pe design cât timp eu craftez pe aici. Uh, item frame, bun. Și vreau să fac din astea. Glow item frame. Astea sunt normale, cred că am pus normale, aș vrea să pun glowed pentru că sunt mult mai frumoase. Da, 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 da. Bun. Deci, practic, am folosit din nou prismarin. Ia uite, -i. ia uite cum pică. Hehe, -he. ce satisfying. Îmi place și cum am făcut modificările pe aici, o să vi le arăt imediat, nu vi le-am arătat. Dar mai întâi să vă vorbesc puțin. Deci, aici am pus greșit. Nu știu exact din ce motiv. Cred că, Cred că atunci când am făcut eu această fermă, cred că nu prea aveam prismarin întunecat, cred că nu prea aveam vopsea neagră. Cred că asta s-a întâmplat, da? Și din acest motiv nu prea folosisem, dacă o să vă uitați la episoadele mele anterioare sau dacă o să descărcați harta mea din descriere, de la episodul 150, o să observați că pe aici era și o platformă mititică cei drept. Eu, de ce fac treaba asta? Cred că unii dintre voi urlați la monitor. De ce pui piele acolo? Era o platformă destul de mititică, dar în principal nu era ce trebuie. Bun, deci bățuri, așa. Uh, spider eye. Bun. Și pe platforma aceea mititică nu aveam aproape deloc Dark Prismarine și nu înțeleg de ce, adică este foarte frumos și uitați vă cât de bine se potrivește cu cărămizile de Prismarin. Evident dacă aș fi un builder expert, aș putea să îmbin și Prismarinul normal, acesta și aș face un tricolor, care ar arăta probabil și mai bine, dar nu sunt atât de bune, asta e cam tot ce am putut obține. Acolo nu vreau să umplu, mă gândeam să fiu umplut cu sticlă, da, să fi făcut aici un perete de sticlă frumos. Poate o să facem asta, dar momentan îmi place că am ca un fel de balcon să vin să-mi admir priveliștea. De asta am pus aici sticlă, ca să pot să-mi văd pixel arturile. Ăla nu este făcut, nu știu când sau dacă va fi făcut. Sperăm că va fi totuși. Ar fi păcat să rămână abandonat proiectul cu pixel arturi. Dar acum că am revenit, poate, poate o să facem și asta. Ok, bun. Acum avem toate itemele. Bun, o să vă prezint așa pe scurt sistemele. V-am zis, aș vrea să fac un tutorial pentru sistemul de umplere al șulcărelor, așa că nu o să ne axăm pe el în acest episod, dar o să vă arăt ce modificări am făcut pe aici. Deci aici avem pur și simplu un dropper care aruncă toate itemele într-un flux de apă, pentru că trebuie ridicate, fiindcă acum sistemele noastre sunt mult mai înalte, Ia uitați cum arată. De ce arată așa? Deci avem aici fluxul de apă care duce totul un sisteme de sortare, foarte frumos. Avem aici sistemele de sortare, foarte înalte, iar dacă oricare, deci oricare, chiar și redstone-ul, dacă oricare din aceste părți este plin, se vor duce toate itemele într-un dropper care le va arunca în lavă. Da? Deci aici avem un dropper care le aruncă în lavă dacă se umple. Bun, revenim imediat și la asta. Aici, pe partea aceasta, avem un dispenser care ne aruncă shulkerele. De asta avem aici niște butoane. Deci aici, dacă nu mai am șulcăr, apăs pe acest buton și îmi pune un șulcăr. În partea asta se pun șulcărele, în partea dreapta a fiecărui sistem. Iar în partea stângă, practic pot să pun eu iteme. De exemplu, dacă eu am niște redstone la mine și aș vrea să-l adaug aici, și na, nu vreau să-l pun direct în șulcăr, pot să-l pun aici. Se duce în șulcă, da? Deci, pentru asta avem acea cutie acolo și mie îmi place pentru că e foarte simetric și arată, eu zic, foarte, foarte bine acest design. Bun. Deci, cam asta este ideea. Uh, uh, aici nu am pus. în uh... item frame, nu am crezut că am pus. Așa. Bun. Uh, acum, că vă întrebați, dar de ce le ar, de ce arunc în lavă orice este prea mult, pentru că dacă eu reușesc, de exemplu, să umplu o cutie, cu șulcăre de un anumit tip, de exemplu o cutie cu șulcăre de glowstone, nu mai am nevoie de glowstone niciodată. Deci știu sigur că pot să-l arunc, dacă am o cutie plină cu șulcăre. La fel și la redstone. Dacă umplu cutia asta cu șulcăre de redstone, ceea ce nu o să se întâmple niciodată, dar dacă se întâmplă, nu o să ne mai trebuiască redstone, deci putem să-l aruncăm. Acela este output-ul, aici vine ceea ce nu se sortează. Am pus puiul pe care l-adunasem până în acel moment. Bun. M-am asigurat cât de cât cu lumina. Ar trebui să fie ok. Plus că majoritatea lucrurilor sunt pe slaburi, deci n-ar trebui să se spawneze mobi. Nu mai avem acea torță. Cei care își mai amintesc că aveam o torță. Hai să depunem niște amintiri. Ținem toți minte când a apărut prima dată update-ul din Nether, Nether update-ul. Acești piglin urâți se spawnau și în Overworld, în portal. Deci se spawnau aici niște piglin. Asta mi s-a întâmplat. Și mi-am pus aici o torță ca să nu mă atace cumva un piglin, chiar dacă el se transformă la un moment dat în uh, zombie pigmen, dar era totuși ciudat că avea o șansă să mă atace și ca atare am pus o torță și torța aceea practic mă proteja de acei piglini, dar nu mai este cazul acum pentru că nu se mai întâmplă acest lucru. Bun, deci... În sfârșit am refăcut și fabrica de vrăjitoare. Aici o să o acopăr, o să o acopăr, dar în viitor, în viitor. Nu, nu vreau să o acopăr acum. Momentan o să ne bucurăm de aspectul redstone Dar, per total, vreau să-mi spuneți părerea voastră despre această cameră. Eu zic că arată foarte, foarte tare. Ia uitați. După cum o să observați, nu sunt atât de multe ferme la care aș face neapărat aceeași mechirie cu șurcare, dar totuși sunt câteva. Și o să facem asta pe parcurs, mă rog, o să fac mai mult eu off camera, dar o să mai facem și pe episoade din când în când, așa, Câte o fază? Dar, dar, ce aș vrea eu neapărat să fac cu șulcăre? Și este un proiect insane. Nu mă credeți? Ei bine, vă zic că acest trading mall, care nici măcar un sfert nu cred că e gata, de fapt sigur nu e gata nici măcar un sfert, este mic copil pe lângă proiectul pe care îl am în minte, credeți-mă, pentru că acel proiect ar implica extrem, extrem, extrem de mult lucru cu Redstone. Nu neapărat o problemă asta pentru că e foarte repetitiv, Redstone-ul respectiv și odată ce-l faci de multe ori să-ți vină foarte ușor, dar este foarte, foarte, foarte mare. Uh, și anume, acest sistem de sortare pe care îl avem noi aici, Ultimate Storage System, uh, este foarte interesant pentru că ne sortează toate itemele și îmi place foarte mult asta, îmi plac și designurile dar are câteva probleme. În primul și în primul rând, itemele se duc mult prea greu, deci astea sunt puse aici de mult timp, de asta am pus atât de multe cutii ca să pot să trimit mai multe iteme, se duc foarte, foarte greu. Uh, aș vrea să facem o altă șmecherie. Există în 1.19, în următorul update, există o mică șmecherie care poate fi făcută cu minecarturi. Și mi-ar plăcea să o adăugăm, să modificăm aici ca să folosim acea șmecherie cu minecarturi, ca să putem goli foarte repede aceste cutii. Și de asemenea, mi-ar plăcea să am storage cu șulcare și dacă asta vi se pare insane, e bine, stați că încă n-am terminat. Nu vreau să am pur și simplu șulcăre aici. Da? La fiecare selecție din asta. Pentru că aici sunt mai multe chestii amestecate. Vreau să am câte o zonă, câte un sorter cu șulcăre pentru fiecare item separat. Știu, e, e o nebunie. E o nebunie. Știu, 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 știu. știu. Uh, vă rog. Acum... Am o rugăminte pentru voi, de asta am vrut să spun asta la începutul, mă rog, la începutul episodului, pe la mijlocul episodului, nu știu cât a trecut până acum. Uh, vă rog, dacă aveți vreo idee cum m-ați putea convinge să nu fac asta, <gângânt> faceți-o, pentru că nu trebuie să fac asta, e o nebunie, dar vreau să o fac, nu știu, mi-ar plăcea să am acest lucru pe artă. Îmi, uh, îmi doresc, e un proiect pur și simplu prea mare, dar chiar mi-aș dori. Acum, o să avem, mă gândesc eu așa câte iteme să avem. Adică câte storage-uri cu șulcare, cred că 1024. Și înainte să fiți voi ceva de genul, de ce 1024? De unde ai venit cu suma asta de rotundă? De ce n-ai zis direct 1000? Uh, it's a long story. E o poveste lungă. Uh, o să fac probabil un video în care să vă explic de ce 1024. E ceva legat de niște statuturi din Minecraft. Dar... Uh, Vom vorbi la momentul respectiv, vom vorbi la momentul respectiv. Momentan este o idee. Cu siguranță nu o să vreau să vin aici să-l modific pe asta, pentru că ar fi foarte dificil să stau să îl rescriu, cum s-ar zice. Pur și simplu o să vreau să-l fac în altă parte, plus că o să ne trebuiască extrem, extrem de mult redstone, deci aș vrea să fie undeva mai departe, nu foarte departe, cred că mă gândeam acolo unde avem unde aveam înainte zona de Crăciun și acum știm că nu mai facem acolo, pentru că o facem uh, la zona de zăpadă. Cred că aici, dacă tăiem câțiva copaci, cred că ar intra perfect sistemul de sortare. Cred că ar fi numai bine. Zic eu, voi ce părere aveți? Altă zonă, nu prea știu. Încolo, dacă mergem, știm că vrem să facem fabrica de ciment în pajiștea aceea. Aici nu, nu este suficient spațiu, avem nevoie de mai mult de atât. pentru că o să vreau să fie cumva și în afară, nu o să fie doar în pământ. Nu o să mai vreau să-l fac doar în pământ, cum l-am făcut pe acela. Acum o să fie o clădire și în exterior. O să aibă, mai, na, o să aibă vreo două etaje, o să fie mai multe camere, dar asta vom vorbi la momentul respectiv. Asta am un plan pe viitor, un dita mai proiectul. Nu știu exact când o să-l începem, sper cât de curând, dar vreau un pic să vedem cu 1.19 ce se mai schimbă, ce se mai adaugă. Mă rog, 1.19 este aproape adăugat, în curând o să apară, dar acesta este proiectul cel mai nebun pe care l-am avut vreodată. Dar destul cu asta, hai să mergem un pic până în Nether ca să vă arăt două lucruri pe care trebuie să vi le arăt. În primul rând, în sfârșit, după, nu știu, un an, doi, nu știu de cât timp a avut seria asta, în sfârșit m-am gândit la un design pentru tunelul de end, l-am improvizat eu așa, și mi se pare că arată foarte drăguț. Acum, cred că sus deasupra netherrack-ului o să pun niște lumină sau ceva, adică în loc de netherrack, deasupra sticle vreau să zic, dar în principal îmi place cum arată, deci cam acesta o să fie tunelul către end, este foarte, foarte scurt, deci nu o să dureze mult să-l fac, Uh, se termină, uite, exact acolo Deci e foarte, foarte, foarte scurt Față de alte tunele de 2000 de blocuri Pe care le mai avem noi uh, hmm. Când am făcut chestia asta Și iarăși am pus aici scări Mi-am amintit de un comentariu În care mi-a zis o dată un abonat uh, Mai da, mai construiește și tu altfel Mereu faci aceeași chestie Mereu pui scări în felul acesta În partea de jos și sus Și... Ba, mai răspuns eu la treaba asta și am, parcă i-am zis și lui, nu mai țin minte exact. Uh, fac asta pentru că e simplu și îmi place. <laughs> Oferă contur, pur și simplu. Și îmi place conturul acesta. Nu sunt foarte bun la design, așa că încerc să apelez la tehnici mai ușoare de a face design. Și asta este o tehnică destul de ușoară. Adică dacă pui aceste lucruri, deja spargi puțin, uh, nu faci ceva drept. Deja este ceva așa conturat și deja arată mai bine. Adică deja aici arată destul de ok. Pentru faptul că este puțin conturat, nu este un colț drept. Înțelegeți? Și de asta, de obicei, apelez la această strategie. Evident că nu o să-l facem în acest episod, o să, ori o să-l facem pe un live, dacă o să mai facem live-uri, nu știu dacă o să mai vreau să fac live-uri, poate. Dar dacă nu o să-l fac eu off-camera și vi-l mai arăt pe parcurs. Iar al doilea lucru pe care trebuie să vi-l arăt vine imediat. Avem nevoie, avem atât de puține cristale aici încât avem nevoie de ele. <laughs> Aproape că vine să plâng. Hai să măcar să le iau pe și pe acestea. Nu știu ce să iau. <laughs> uh, parcă puteam... O, oh, uite, am niște mos. Ok, deci nu trebuie să mă duc până la fabrica de mos. E ok. Încă niște deep slate. ah, da, mi-ați spus voi, deci nu se poate face nimic cu deep slate. normal, avem nevoie de cable deep slate. Deci în sfârșit mi-au dat o, un motiv să spar cu pică cu force în loc de cel cu seal touch. Deci îmi trebuie cabl, nu de la normal, e bine de știut. Alt lucru de care avem nevoie este niște lemn de oak. Mm -mm. Ok, ne ajungem momentan. Oricum avem noi în altă parte, dar nu mergem acolo chiar acum. Și avem nevoie de niște beriuri. Hai să vedem dacă avem... Cred că avem câteva beriuri pe aici. În orice caz le putem multiplica. Uite, avem aici câteva. Hai să păstrăm... De Deva... nu păstrăm, pentru că avem aici plantația aceea și o să-mi iau niște bone meal pentru că le putem înmulți foarte rapid cu bone meal. Ar trebui să mi fac și o fermă, dar când va veni, nu vreau să fac asta. Da, trebuie avut grijă cu elitra. În episodul anterior, v-am propus, adică cine dorește? Dacă aveți vreo idee pentru cum să fac designul acel tunel am zis dacă așa să mi trimiteți pe Discord o poză dacă vă doriți să mă ajutați cu un design și unul din un abonat de al meu, pe Discord îl cheamă Profesor, nu știu cum îl cheamă pe YouTube sau așa, m-a ajutat, mi-a trimis un design care mi s-a părut foarte drăguț și vreau să-l reproduc aici ca să vi-l arăt și vouă. Vă reamintiți când am zis că folosim bricuri, că parcă parcă arată un pic mai bine decât cel polișat, adică de fapt acel tile. E bine, se pare că vom folosi aceste taieruri, <laughs> nici nu știu cum să pronunț. Așa, hai să-mi fac și niște blocuri eventual. La un nivel foarte, foarte scăzut de detalii, arată cam în felul acesta. Da, și de aici va continua. Dar, poate fi mult, mult îmbunătățit. Acum, îmi place cum arată și așa. Poate fi mult îmbunătățit, numai că sunt niște detalii foarte, foarte scumpe <laughs> și pentru mine la momentul de față și sunt foarte greu de realizat unele. Uh, nu știu cum se face acea sticlă. Mi-am adus niște sticlă, ia să vedem. Uh, nu mi-arată, probabil că îmi trebuie un crafting table. Ia să fac eu un crafting table. O să râdesc puțin, dar habar nu am cum se face sticla aia. Uh, și nu mi-apare. A, <laughs> ah, uite-o, tint glass. Oh my god, îmi trebuie patru din astea pentru două sticle? Are you kidding me? De unde să iau eu asta? Ideea era că puneam sticlă din aceasta pe tavan, așa pe alocuri, gen... Așa pe alocuri puneam câte o sticlă din aia. Și de asemenea mai puneam sticlă din aia eventual și prin pereți. Uh, un alt detaliu ar mai fi fost de exemplu să sparg aici. Pun uh, așa. Și pun pe aici un cristal. Ceva de genul acesta sau eventual cristale mai mici. Deci cam așa ceva. Uh, și mi-a mai arătat băiatul încă un detaliu. Aș putea să vâr pe aici niște mos. Cam așa. Băi da ceva. Asta așa că aici am uitat să mai pun un strat de sleburi, a, Așa. Deci acolo o să pun, de exemplu, un mos și aici aș putea, în primul rând, să mai pun în spate un cabl, iar aici să pun un copăcel. Ia, dacă dau eu cu bone meal, am noroc? Nu? A, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat nimic. Ok, pur și simplu n-a apărut nimic. A? Păi da. a, nu merge dacă dau în nether? A, uite, un copăcel. Perfect. U! Uh s-a cu tine, așa. Bun, deci cam așa ceva, să mai pun un copăcel, eventual să-i sparg deasupra, să aibă loc liber deasupra capului copăcelul. Așa. Deci diferite detalii de genul acesta prin pereți, pot să adaug. Și îmi place cum arată, v-am zis pe sus sticlă, iar aici bineînțeles o să vină șine. Dar în principal îmi place acest design și se potrivește cu tematica, pentru că este de 1.18. Știți că mie îmi place ca atunci când se adaugă chestii noi în Minecraft. Îmi place să le folosesc, de fapt îmi place să folosesc cât mai multe din resursele din Minecraft, de asta am făcut aici un tunel de zăpadă. Cine și-a mai făcut în viața asta un tunel de zăpadă mâna sus? Doar eu, nu? <laughs> uh, ok, are logică, pentru că duce la zona cu zăpadă și de asemenea folosesc zăpada, pentru că vreau să folosesc itemele din Minecraft, cât mai multe din ele. Nu vreau să... Ok, pentru harta asta mi-aleg... 3 iteme. Folosesc aia, aia, aia și cu asta fac toate construcțiile și gata. Restul itemele nu le mai folosesc niciodată. A, ah, deci astea cresc. Cred că cresc dacă au globerius pe, el, pe ele. Globeriuri. Da. Cred că pot să le culeg. Uh, deci se pare că pe astea nu le pot da cu nimica sau poate doar cu foarfeca, habar n-am. În fine, oricum se mulțe super rapid, deci nici nu trebuie fabrică. Deci am crezut eu că îmi trebuie fabrică. E prea ușor să le mulțești. Bun, deci dragilor, cam așa ar arăta tunelul. Bine, V-am zis detaliat, nu o să stau să fac foarte multe detalii pentru că este extrem de lung. Deci, extrem de lung. O să, o să aleg așa niște detalii foarte simple pe care să le mai adaug ca să arate puțin mai drăguț. Dar e mult prea lung ca să-l facem detaliat. Mult, mult prea lung. Bun, dar în principal v-am arătat cam așa o să arate. O să-mi las aceste iteme aici ca să le am pregătite pentru data viitoare. Marea problema aici este că nu avem. Uh... Nu prea avem cristale, cum ziceam, deci de asta este un proiect foarte scump pentru mine. Bine, este scump și din motivul că folosește foarte mult uh, deep slate. Am încercat undeva pe aici, nu știu dacă mai găsesc zona respectivă, am încercat să sap niște deep slate cu TNT-uri, am reușit ceva, dar nu foarte mult. Nu știu exact pe unde, sincer să vă zic, deci, în fine. Cert că ceva ceva tot s-a întâmplat, dar nu suficient. Deci, cred că varianta noastră ar fi la Deep Slate nu prea avem ce să facem, pentru că... Pe bune, moia, cum să-mi adaugi un bloc peste tot, pe sub pământ, care nu poate fi insta... Insta mining, adică nu poate fi minat instant. Are you kidding me? De ce? Deci nu pot să obțin Deep Slate în cantități foarte mari decât stând și chinuindu-mă să îl sparg ceea ce nu prea am doresc să fac acum. În fine, probabil că o să fac asta la un moment dat. Uuu, diamante! Bun, în fine. de ce stau și mă plin pe aici? Dar degeaba pentru că nu văd mai nimic. Trebuia să-mi fi luat o poțiune de, vedere nocturnă. Oh, uh, dar avem foarte, foarte aproape. Fix lângă ieșire este laboratorul. Ah, cred că... Cred că pe acolo. În fine. Hai să mergem un pic până la laborator. Deci, dragilor, avem două opțiuni. În majoritatea cazurilor ar trebui să îmi fac o vedere nocturnă. Ar trebui să-mi fac o fabrică de cristale. Și am două opțiuni. Pot să caut pe aici prin subteran o zonă din aceea cu cristale și să încerc să-mi fac una fix sub bază, ceea ce ar fi o idee bunicică. Dar trebuie să am și noroc să găsesc pe undeva. Pentru că nu pare să prea fie mai nimica prin apropiere, să zic. Uh, nu prea îmi place mie de obicei, 8 nu-mi place să mă duc prin peșteri cu Night Vision, pentru că uh, mie îmi place să fie totul luminat, și în momentul în care mă duc cu Night Vision, pare că totul ar fi luminat și de fapt nu este, ceea ce nu prea îmi place. Uh, uh, ăsta nu este materialul, nu, nu cred. Nu este la materialul care se găsea la cristale. Deci trebuie să ne uităm după un anumit material, ceea ce nu este neapărat cel mai rar lucru, dar nici cel mai des. Deci totul este pe noroc Totul este pe noroc Iar momentan nu avem noroc Deci nu era asta din câte țin eu minte Asta se găsește random, da uh, Trebuie găsit un alt material, nu mai știu cum se numea Știți voi, pentru că voi m-ați mai jucat Minecraft în ultimele luni Eu nu m-am mai jucat Ia uite cum a tras la după mine, nesimțitul Da, uh, da am văzut și diamantele alea <gânt> Stați să Le-am văzut eh, cert E, cert că asta ar fi o primă opțiune să caut pe aici O altă opțiune dacă aș vrea să nu fie neapărat ferma mea pe aici prin bază, aș putea să mă duc la... Uh, ce e încolo? Uh, un mineshaft. Uh, o zonă nouă cu un mineshaft. Cred că deja m-am rătăcit total pe aici. Hm. Stați liniștiți că nu mai știu pe unde să ies. Dar am găsit un mineshaft din acela... O, uh, da. E doar o bucată? A, nu, e pe aici. Ok, am găsit un mineshaft. <laughs> da, interesting. Uh, nu o să stăm acum să minăm. Vă, vă, asigur de asta. Dar uite, am găsit ceva. Mm, nimic, bun. Am mai încarturi destule de la fabrica de vrăjitoare de care am distrus-o. Adică am distrus-o, am refăcut-o. Uh, un name tag. Chiar dacă am cu sutele, eu tot îl iau. Pentru că mă zgârcesc. Sunt foarte curios sub ce mă aflu. Pentru că e plin de monștri aici. În mod normal, în update-ul acesta, nu știu dacă știți, datorită faptului că sunt mult mai adânci peșterile, rata de spaunare a monștrilor este mult mai mică. Deci teoretic găsești monștri puțin mai rar. Ei, aici e plin. Deci probabil că deasupra toate peșterile sunt luminate. Mă întreb unde mă aflu. Asta sunt foarte curios. Unde mă aflu? Uh, da, nu știu, pe acolo am intrat, va trebui să-mi găsesc casa. A doua opțiune, avem de fapt trei opțiuni. A doua este să mergem pe tunelul foarte, 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 foarte lung pe care... Oh, leu, ce cauți acolo? Nu! Ok, am omorât-o. Uh. Da. Asta, la asta nu mă așteptam. În fine, deci să mergem pe tunelul ăsta foarte, 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 foarte lung pe care... Despre care tocmai ce am vorbit mai devreme. Fiindcă... Nu din nou! Hello! Hello, Piggy! 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 Nu! Piggy! Nu! Iar și fost ceva. <faptic> să mor de la un purceluș. Aici este o zonă din asta. Ă, am niște idei și pe aici, pe viitor. Mă gândeam la un moment dat. <faptic> haideți să vă zic un secret, așa. Ce se gândea Dragonel între episoade. Dragonel se gândea să renunțe la baza din Nether făcută deasupra bedrock și să facă o bază printr-o zonă din asta roșie. Adică baza din Nether să nu mai facem acolo sus, ci să o facem aici în biomul acesta roșu, care de altfel îmi place foarte mult. Și este o idee interesantă, dar n-ar fi neapărat o problemă să schimb, să refac mecanismul cu pigli. Nu m-ar deranja treaba asta. Acum aș vrea să vă întreb și pe voi, ce ziceți? Vă place baza așa cum este? Mie îmi place și așa cum este, dar mi-ar plăcea și aici, nu știu sigur. Vă place așa cum este sau v-ar plăcea să fie Aici, în, din sub Bedrock, să nu mai fie deasupra Bedrock-ului Și să fie pe aici, printr-o zonă din asta de Crimson Ce părere ați avea voi? Aș vrea să știu și părerea voastră, dacă încă vă mai uitați la episod Și dacă vă mai uitați la episod, mulțumesc mult pentru susținere Și... A, ce să vă mai zic și eu? Vouă. Mă bucur să văd că după atâta timp încă mai sunt persoane care mă susțin de mult Având în vedere că nu prea am mai postat Bun, dragilor A doua opțiune este să venim Aici încă am night vision, deci să fim atenți. <laughs> pentru că se pot... Ok. A, așa. Uh, ar fi să venim pe aici și să căutăm pe aici zone din acelea de cristal și să ne facem fabrica aici. De ce? Pentru că aici este zona cu cave-uri, știți? Și să fie fabrica de cristale să fie în zona cu cave-uri. Așa mai mult pentru un fel de poziționare mai bună a fabricii. Dar uh, nu știu sigur. Pentru că mi-ar conveni ca fabrica de cristale să fie sub bază. Pentru că ar funcționa constant când eu aș fi prin bază. Aici nu știu cât de des o să vin. What? Deci n-am văzut. Ce? Deci asta nu era. Asta era înainte aici? Nu cred că era. E un bag la generare? Era groapa asta aici? Deci eu nu cred că era. Ori Cred că n-am remarcat-o eu. Cred că... Ah, știți care e faza? Cred că pentru că acum am night vision, Cred că se vede mai bine prin apă. Adică sigur se vede mai bine prin apă. Și din cauza asta o văd. Cred că era și înainte treaba asta, dar nu am văzut-o eu. Cred că asta este explicația. Uu, ia uite ce avem aici. Deci nu am știut, n-am observat treaba asta până acum. Foarte drăguț. Bun, hey, momentan nu avem nicio zonă din aceea cu cristale. Nu am reușit așa hodorong-tronc să găsesc una, din păcate. M-ar fi bucurat. Evident, există o metodă uh, rapidă sau cât de cât rapidă. Se numește X-Ray, dar să sperăm că nu va trebui să apelăm la ea. Dar vreau să-mi spuneți tot așa, părerea voastră, unde ați vrea să facem? Să facem aici la zona de 1.18, la zona cu munți sau să facem direct în bază de resub să căutăm? Astea ar fi cele două opțiuni pentru a face ferma și mai avem o opțiune pentru a strânge cristale, deci nu neapărat pentru a face o fermă, dar pentru a strânge cristale. Asta e o zonă interesantă, deci fix sub portal, acolo este portalul, avem... Oh, nu! Nu! Lasă-mă să prezint episodul. Dacă l-ai lovit pe Pigmen. Ia cere scuze, uite, l-a lovit iar. E simțit-o. Bine. Uh, ideea este că avem fix portal, avem două biome, Avem și biomul albastru și biomul roșu. Ceea ce e foarte interesant. Nu știu dacă mai avem și alt, dar deja astea două sunt cam cele mai... Sunt preferatele mele din Nether, pentru că sunt foarte frumoase. Mai ales să sta roșu, știți că mie, mie îmi place roșu. Degeaba am și skinul roșu. A treia opțiune, cum ziceam, pentru a strânge, nu pentru a face. Aici am plantat, am plantat. Bun. Mi-am luat artificii de level 3 ca să mergem repede. Vreau să mergem la această zonă încolo, unde avem un ocean plin cu cristale. În ocean este simplu să găsești cristale. Poți pur și simplu să te uiți. Nu știu dacă mai merge treaba asta și acum, adică dacă cumva au rectificat să nu mai apară cristalele la suprafața oceanului, nu cred, nu auzisem să fi rectificat treaba asta, dar oricum noi avem deja foarte multe cristale generate deasupra acelui ocean, dacă reușim să ajungem la el, de ce se generează ceancurile atât de greu? Ok, hai că mă duc eu off camera ca să se genereze mai repede și ne vedem acolo. Ar putea să fie o problemă de la Optify, nu știu, am, am văzut că mai am unele gliciuri vizuale pe aici, vezi că se încarcă foarte ciudat harta. Mă gândesc că acolo era foarte, foarte lăguit pentru faptul că erau munți foarte mari, nu pentru faptul că nu am mai fost în zona asta, cu siguranță am mai fost în zona aceea, acolo. Pentru că acolo este Amplified și știți că noi am schimbat harta, deci de acum toate ciancurile noi nu mai sunt Amplified. Deci dacă găsim ceancuri de Amplified, înseamnă că noi deja am fost pe acolo. Ceancurile noi nu mai pot fi Amplified. Uh, bun, acum, uite, acolo am început... A, ah, puteam... puteam să mă fi dus direct la baza să bag <hîm>, Am uitat. Deci, vă jur că am uitat că am o bază subacvatică. De atâta timp n-am mai jucat. În fine, certe că... Hai să dormim că deja este prea de tot. Bun. Night vision. Ac. Ok. Ei. Aici, uite, avem acolo primul cristal. Iarăși, era o opțiune să fi făcut la uh, baza subacvatică o fabrică de cristale. Cred că o să păstrez ăla acolo ca să fac totuși o fabrică de cristale. Pentru că dacă vin să mai lucrez pe aici, să am acolo fabrica făcută și să funcționeze în timp ce eu lucrez. Dar vreau să caut alte cristale pe care le-am mai găsit noi pe parcurs. Hai, așa. Ca să mergem să le spargem. Efectiv vreau să spargem tot ce e înăuntru. Bine, o să sparg eu off -camera, dar vreau să vă arăt. Deci cam asta ar fi o altă opțiune. O a treia opțiune pentru a strânge ar fi să mă duc într-un ocean, să le caut pe toate și să le dobor, ca să iau tot, toate materialele. Așa că mă duc frumos aici, un puțină lumină mă apuc de spart. Acum, deci astea nu le pot culege. Astea dacă le spar cu nu îmi dau cumva cristale. Nu, deci oricum le-aș lua, mi le dă. Ok. Înseamnă că... A, uite, deja de aici. Deci singura opțiune, astea dacă le iau așa, pot să le replantez. Ok. Și dacă le iau fără seal touch, îmi dau acele șmecherii. Deci astea nu pot să le iau sub nicio formă. Dacă le spar cu force, îmi dau ceva, nu mi dau nimic. Ok. Nu știu dacă, nu cred că stau să le mai păstrez, nu prea mă interesează, aș vrea în schimb să strâng aceste blocuri. Dar nu știu, dar nu cred că pot să fac cristale efectiv. Pot să fac blocuri din cristale, gen așa, dar invers nu pot, deci nu pot să sparg blocurile de ametist. Sau poate pot, poate îmi spuneți voi cum, poate se poate. Dacă se poate să transform blocurile de ametist înapoi în ametist normal, în șarduri, Vă rog să-mi spuneți cum, nu cred că se poate, dar dacă se poate, aș vrea să aflu cum se face. Pentru că m-ar ajutat foarte mult. Bun, dragilor, eu o să mă pun să sparg pe aici, o să iau și aceste materiale, pentru că sunt și ele destul de rare, se găsesc doar în aceste locuri. Și a venit din nou momentul să încheiem cu comentariul episodului, care este numărul 54 și vine de la Sorin Voinea, care ne întreabă... Apropo, dacă repar portalele, faci tu un Dragon Killer? Se referă în end, pentru că țineți minte că v-am zis eu în episodul anterior, dacă v-ați uitat, dacă nu, rețui, uitați-vă. Dacă nu v-ați uitat, ideea este cam așa. Portalele mele din end sunt stricate, adică nu mai apar portale noi dacă bat Dragon. Cel puțin asta era în versiune, nu știu dacă s-o fi reparat, nu cred, am vrut să încerc, dar n-am apucat pentru că am lucrat la fabrica de vrăjitoare. O să testez să văd dacă încă mai avem acel bug, dacă încă îl mai avem o să văd dacă pot să-l repar și dacă îl repar, revenind la comentariul tău, da, o să facem un episod sau ceva în care o să bat toți dragonii posibil, cât să umplem acolo cu cercuri, cu lasele din acelea, să fie toate portalele de jur împrejur și după aia, cine știe, poate vine o bază în, în ceva, nu știm, nu știm nimic despre asta, totul e secret. Ei, acum Oficial am umplut două cufere. Mm -hmm. Foarte drăguț. Uh, nu a fost foarte ușor să aleg un comentariu din acest episod pentru că au fost foarte multe comentarii cu Mă bucur că te-ai întors și mă bucur că vă bucurați. Chiar vă mulțumesc în toată aprecierea. De asemenea, unii dintre voi mi-ați mai spus că ați văzut pe Instagram că am fost și plecat o perioadă. Da, am fost plecat în afară vreo două săptămâni primăvara aceasta. Am zis că poate fac așa un vlog de acolo, dar până la urmă am zis că nu. Mai ales că eu nu prea fac vloguri în general. În fine. Dragilor, cam aici încheiem. Și sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut și mai vreți să continuăm cu episoade așa din când în când, o dată pe săptămână, cam așa ceva. Nu uitați să apăsați butonul de like, să mă susțineți cu un like, un coment și așa mai departe. Pe la viitoare. Pa, pa.